În ultima perioadă, medicii au constatat o creștere a cazurilor de leucemie care necesită transfuzii. De sânge au nevoie și persoanele care au fost victime ale unor accidente rutiere, ce au suferit intervenții chirurgicale sau care suferă de alte boli cronice. În prezent, Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea onorează și cereri de la spitalele din capitală, cum ar fi Spitalul Fundeni. Foarte mare cerere în ultima perioadă, începând cu solicitările de la spitalele noastre din județ și mai ales Spitalul Județean de Urgență pentru cazuri grave, accidente, pentru patologii foarte grave, leucemii, cancer și aceste boli care necesită în permanență transfuzii sanguine, dar și solicitări de la alte centre, de la centrele universitare, de fapt, cele mai multe solicitări le primim de la Fundeni, de la hematologie, care se confruntă cu niște cazuri grave de leucemii, s-au înmulțit foarte mult în ultima perioadă și sunt cazuri foarte grave care necesită cantități mari de sânge și de aceste trombocitare pentru transfuzii. De aceea, pe de altă parte, și numărul de donatori nu mai este cum era înainte de pandemie, că aici vorbim de situația de dinainte, pentru că se știe că în perioada pandemiei numărul a scăzut. Dar s-au pierdut foarte mulți donatori în acești ani și noi încercăm să îi convingem să revină, să doneze cei care pot, cei care sunt sănătoși. În prezent este nevoie de donatori cu sânge din grupele 0-1 pozitiv sau A2 pozitiv, B3 pozitiv. Grupele deficitare, așa cum spuneam, B3 pozitiv, grupa 0-1 pozitiv, deși pe concentrat eritrocitar stăm destul de bine, totuși avem o solicitare foarte mare în ultima perioadă de concentrate trombocitare și acestea se pot recolta de la donatori care au mai donat și aici stăm destul de rău pentru că noi trebuie să producem minimum 10-12 unități pe zi, asta înseamnă 10-12 donatori pe aceeași grupă, ceea ce este foarte dificil de realizat. De aceea noi facem în continuare apeluri la donatorii noștri vechi, la donatorii fidelizați, dar și la cei care nu au mai donat, pentru că și ei pot să vină, să aducă un aport foarte important și să se și fidelizeze. De câțiva ani donez manual permanent de câteva ori pe an. O colegă de-a mea a avut nevoie pentru o rudă să doneze și puteam să donez, eram eligibil și am venit să donez, să ajut. Da. Cum vă simțiți după ce donați? Simt foarte bine, de câțiva ani de când donez, n-am avut niciodată probleme, știu că este sănătos și pentru mine și pare bine că pot să ajut și alte persoane. Donez în mod regulat. Dar acum, la chemarea cuiva? Exact, dacă tot donez în mod regulat, dacă am putut să fac și un bine pentru o cunoștință, de ce nu? Este în spital, cunoștința dumneavoastră? Sau? Da. Și are nevoie de ce? La oncologie, da. La oncologie. Exact. Cum vă simțiți după ce donați? E o stare așa mai... Nu, niciodată. Am o stare bună de sănătate și n-am simțit niciodată nici dureri, nici amețeli, nici niciun simptom negativ. Ce le-a spune celor care nu au donat până acum? Să vină să facă o faptă bună fără să implice niciun efort financiar. Zilnic trec pragul centrului de transfuzie sanguină în jur de 15-20 de donatori. Nu toți cei care se prezintă la centru îndeplinesc însă condițiile pentru a dona. În ultima săptămână, să spunem că am avut în jur de 15-20 de prezentări, de admiși. Ei au fost mai mulți, trebuie să spunem asta, pentru că au fost foarte receptivi la anumite apeluri făcute de persoanele care aveau nevoie sau de aparținătorii lor. În general am observat că oamenii sunt foarte receptivi la aceste apeluri umanitare. Dar din păcate mulți vin și nu se încadrează pentru că ei trebuie să știe criteriile de donare, să se informeze din timp și să se și pregătească. Și vorbesc aici de limitele de vârstă între 18 și 65 de ani, cei care nu au mai donat peste 50 de ani. Și sunt peste 50 de ani, necesită să prezinte această adeverință de la medicul de familie, prin care să ateste starea lor de sănătate. De asemenea, să nu fie cu afecțiuni cronice, să nu aibă tratamente, fie acute, fie cronice, și să nu consume alcool. Cu 3 zile înainte să nu consume alcool. Femeile să nu fie la menstruă în perioada donării, deci 7 zile după menstruație se poate dona în principiu.
Și sunt aceste condiții, de exemplu tratament stomatologic, să nu fie în timpul unui tratament să aibă cel puțin o lună de la un tratament. Deci sunt câteva condiții pe care trebuie să le știe persoanele care doresc să doneze. Noi le mulțumim că vin, dar ca să discutim și de un timp pierdut și de o supărare, că vă dați seama, cei care vin să doneze vor să ajute și vor avea o dezamăgire. Și cel mai bine este să fie pregătiți. Cei care vor să salveze o viață sunt așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea de luni până vineri în intervalul orar 7:30-13:00.